Mulțumim, Gabriel Dumitru. Avem o artistă extraordinară care intră chiar acum în platoul nostru și care a făcut un gest absolut admirabil pentru toți artiștii care au plecat. Pentru că știți că în România se întâmplă așa. După ce dispar de pe această lume, în momentul în care se întâmplă, se petrece trecerea, adică atunci când mor, toată lumea e cu ochii pe tine. După care, evident, nu mai vorbește nimeni despre tine, că așa se întâmplă. Doamna Elisabeta Turcu însă are o surpriză. Sărumâna, sărumâna, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă rog să luați loc, mă bucur Hristos să vă... Hristos a înviat! Adevărat a înviat, vă pupăm cu drag, vă rog să luați loc. Doamna Turcu, Ca de obicei, sunteți în mare formă, vă văd. Ce faceți? Mulțumesc bunului Dumnezeu, suntem bine, bine. Acum începe să fie treaba bună, mai ales că a fost greu. Am văzut câteva imagini foarte frumoase, vom vorbi și despre legătura dumneavoastră cu divinitatea, dar înțeleg că, da, au dreptate și colegii mei. Cam frumos costumul, ia povestiți-mi despre el. Păi trebuie să mă ridic în picioare și să vă spun că este un costum de mireasă, este costumul de mireasă al mamei mele. Este costumul de mireasă al mamei dumneavoastră? Din zona... Mușcelului, câmpul lung Mușcel este fota în mod deosebit. Ea este recondiționată, marama de Mușcel care nu o găsește în niciun colț al lumii. Pe cap am legătoare din mărgele ca să fie în nuanța legătoare fotei. Se numește. Legătoare, maramă, ie. Dar legătoarea nu e un fel de cordeluță așa. Ba, o cordeluță este. Am înțeles, dar se numește legătoare în zonă. Legătoare, așa se numește în zonă, da. Foarte frumos și acel bănuț femeile, special. Fetele și în genere preotesele, este un costum de preoteasă, costumele de preotese din zona Mușcelului erau cele mai încărcate, cele mai frumoase pentru că după starea materială. Iar fetele se cunoșteau după bogăția salbei. Aha. Cu cât salba era mai bogată, dar eu am zis să nu fiu prea încărcată și am ajuns la concluzia că un bănuț este suficient. Doamnelor și domnilor, după câteva minute de publicitate, revenim cu extraordinarul lucru pe care l-a făcut doamna Turcu, dar și cu alte lucruri cu totul neașteptate. Stați cu noi! Foarte frumos ce ne va povesti chiar acum doamna Elisabeta Turcu. Hai să începem cu acest parastas absolut unic în România pe care l-a făcut doamna Turcu. Ea nu vrea să se laude, dar nu-i după domnul. Deci, ce ați făcut, doamnă? Pentru că e o poveste extraordinară și vă rog să povestiți. Acum avem și vreo două imagini cât s-au putut strecura. Ziceți. Păi zice că să nu te lauzi, că nu e bine, dar nu dar știu de unde... nu vă laudați, dumneavoastră povestiți și ați făcut. E cineva, o mică diferență. Cineva a aflat și v-a anunțat și astfel, așa am ajuns acum să vă povestesc. Păi uite, așa m-am gândit, am făcut turnee de-a lungul anilor cu foarte mulți artiști care au plecat sus la cer și știam că nu au pe nimeni să-i mai pomenească. Și așa am întocmit un dosar, m-am interesat în toată țara, în toate colțurile țării, la colegii de cântec, mai în vârstă decât mine, la dirijori, la ce instrumentiști, ce soliști au fost la ansambluri în mod deosebit, sau în zona folclorică. Practic au fost sute de persoane. Da, și am creionat, am făcut un dosar, l-am dat unui coleg care are tipografie, Constantin Badea, și vreau să-i mulțumesc din suflet și i-am povestit prietenei mele și cu mătra mea, Mioara Velicu, ce am făcut. Da. Deci este cu mătra. Da. I-am cununat fata și i-am botezat nepoata. Păi da, stați, doamnă, deci acolo e treabă serioasă. Și ne leagă și o prietenie de o foarte grozavă, mulți ani. Doamna Velicu, da. Da, este în Egipt, acum o îmbrățișesc cu ce tot. Ce caută dragul. Doamna Velicu în Egipt? S-a dus în excursie, în vizită la faraoni. Foarte tare. Da, da. Salutări din partea faraonilor, doamna Velicu. O îmbrățișăm. Și am convenit să facem amândouă un parastaz. L-am făcut la o mănăstire aici în București. Am invitat câteva colege de cântec. Am făcut toate obiceiurile care se fac la un parastas și acel coleg mi-a dăruit mai multe dosare cu cu numele, cu pomelnicul, cum să spun. Da. Și eu, ducându-mă la mănăstiri în țară,
L-am dat la diferiți stareți sau la diferite mănăstiri să-i pomenească. Și am mai făcut în martie, de ziua morților, am cântat la Rădăuți, la așezământul copiilor Sfântul Leontie, un spectacol, și a doua zi era Sâmbăta Morților și cu toți colegii care am cântat la acel spectacol, Ion Palade, Ilie Caraș, Constantin Bahrin, am rămas la parastasul artiștilor. Și au fost foarte mulți preoți, cred că 10-12 preoți, și au citit pe rând, vă dați seama. A fost o cheltuială până la urmă ce ați făcut dumneavoastră pentru toți? Nu contează. Nu contează, din suflet. Știți, când vrei să faci ceva din suflet, nu mai contează cheltuiala. Pentru că și Dumnezeu a fost darnic cu noi și ne-a dăruit o meserie frumoasă, să fim iubiți de public, să colindăm lumea, să colindăm țara, și atunci e frumos să ne amintim de cei care au plecat și în mod deosebit de cei care nu mai au pe nimeni să-i pomenească. Spre exemplu, cum ar fi Puiu Călinescu. Așa este. Am făcut multe turnee cu toți actorii mari, cu o parte din cântăreții de folclor. Avem aici câteva imagini de acolo, am reușit până la urmă să le... Da, la Rădăuți. De la Rădăuți, da? Foarte frumos. Da. Deci vedeți ce se întâmplă acolo, câte prescuri sunt. Câte erau, apropo? Sute. Sute de prescuri. Da, pentru că dânsii acolo au și fabrică de pâine și oamenii bucovinenii, moldovenii sunt... Sunt deosebit. Le mulțumesc pe această acolo. Cale tuturor, și acolo în prim plan este un preot tânăr, de fapt acum este hirotonisit, Andrei Mocanu, care se ocupă, a făcut 3 căsuțe până acum pentru oamenii necăjiți. Bravo. Pentru copiii frumos. Abandonați, da, un misionar, cum s-ar spune. Chiar un misionar. Da, felicitări. Da. Și spectacole ne-a adus pe mulți artiști în zona Moldovei, am dat spectacole umanitare pentru s-au strâns bani și așa, cu ce am putut am contribuit, da, și noi. Absolut spectaculos. Da. Vă rog să mai spuneți pentru următoarele 2 sau 3 minute despre legătura dumneavoastră cu divinitatea. V-am văzut împreună cu un înalt prelat acolo și voiam să vă întreb care e legătura, cum simțiți. Și am înțeles că ați fost și premiată, da, cumva pentru asta. Păi, înalt preasfințitul Calinic al Argeșului și Mușcelului, și dați-mi voie pe această cale să-i spun la mulți ani, pentru că ieri am plinit o vârstă foarte frumoasă. Doamne ajută, la mulți ani. Da, dânsul are casa scriitorului la noi în sat, la mine în sat, la Oieștii Argeșului. Și m-am trezit cu un telefon de la dumnealui, mi-a spus că mi-ascultă cântecele și că are o impresie frumoasă despre, mă rog, așa, și mi-a dăruit crucea Sfânta Filofteia. Distinția Sfânta Filofteia a Argeșului și Mușcelului. Și îi mulțumesc pe această cale. Ceremonia a avut loc la biserica din satul meu, din Oieștii Argeșului, biserică unde m-am și cununat de altfel în urmă cu mulți ani. Foarte frumos. Deci v-ați întors cumva. Asta e distinția, da? Da. Da. Foarte frumos. Deci a fost la Consiliul Local. Foarte frumos. Deci, practic, este un... sunt mai multe distincții pe care, da, le-ați, da, pe care, da, le-ați primit. Aveți o vitrină cu trofee, așa că vă puteți lăuda cu toate lucrurile. Atâția ani de activitate, da, le-am strâns acolo, sunt o parte. Da, foarte frumos. Mai avem încă câteva imagini, după care o să o rugăm într-un minut sau două pe doamna Turcu să cânte. Sunt momente absolut minunate. Ați simțit într-un moment în viață, și asta e întrebarea cu care finalizăm, că Dumnezeu atunci vă era aproape și practic v-a ajutat să ieșiți? Nu numai odată, de multe ori. Dați-mi câteva exemple. Păi nu pot să vă dau exemple, dar întotdeauna când am trecut prin momente grele, chiar de sănătate, chiar probleme familiale, sau eu știu, am fost în avion și avionul a fost gata să se prăbușească, ne-am rugat, chiar tot cu Mioara, veneam din Spania și am crezut că atunci se termină totul. Și întotdeauna o rugăciune sau să te așezi în genunchi în fața unei icoane și să te rogi cu sufletul și cu lacrimă pe obraz, nu se poate ca Dumnezeu să nu se întoarcă. Poate nu atunci, dar întotdeauna Dumnezeu știe să ne trimită când e nevoie. Da. Doamna Turcu, vă invit să... Avem o fotografie. Stați o secundă, că avem, uite, ce fotografie, da, frumoasă avem aici. Paul Surugiu Fuego, Laura Stoica. Da, în cuveit.
Ce drăguță ai fost. Ce da, amintire am dormit cu Laura în aceeași cameră cu un an, cu 2 ani înainte de a pleca. Și Laura este pomenită totdeauna. Laura Adriana o chema. Da. Am înțeles. A fost un turneu extraordinar de frumos. Am fost primiți extraordinar de bine. Încuveit, uite. Paul foarte era frumos. Foarte tânăr, îi trimit toate gândurile bune, iar Laura, Dumnezeu să îi odihnească sufletul în pace. Da. Da. E o femeie absolut minunată, Laura, stai cu pe cum se știe. Îl avem aici alături... Victor Socaciu, eram în Italia și un român de-al nostru, Ionuț, care e un iubitor de cântec popular românesc. Da. Am priceput. Foarte frumos. Vă aduceți aminte de câte ce de atunci? Momente frumoase? În ce an a fost? Da, și vreo împrejurare din acel turneu. Din acel turneu, n-au fost așa. A decurs totul bine. Când ați vorbit ultima oară cu domnul Socaciu, care a trecut... Nu, am vorbit de mult timp. Nu. Nu l-am mai văzut, cred că, din turneu de atunci. Sau poate am mai avut un singur spectacol cu dânsul. Nu l-am mai întâlnit. Am priceput. Hai să vedem. Îi trimită sănătate și gânduri bune. Așa este. Hai să mai vedem dacă mai avem și alte imagini, după care o să o rugăm pe doamna Turcu să ne cânte. Așa și Nea Beni. Cu Benone Sinulescu, domnul Benone Sinulescu, am făcut cele mai multe turnee în țară, am bătut satele țării și multe turnee în străinătate. La mulți ani și dânsului, de curând am plinit o vârstă frumoasă. A fost și va rămâne mentorul meu. Nea Beni, o legendă și un om deosebit. Grozav. Da, îl îmbrățișăm cu drag. Sănătate, Nea Beni. Aici eram la festivalul dânsului. Aici sunt în Afganistan. Așa frumos în Afganistan, doamne, și cu corona invidiu. Era în acolo unde dormeau soldații. Și ei au făcut din lemnul care l-au găsit acolo coloana infinitului. Ce în acel frumos. Turneu am fost cu Gheorghe Zamfir și marele regizor și actor Nicolaescu, Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu, da. Ce da. Tare. Da. Foarte tare, foarte tare. Da. Bun, foarte frumoasă. După cum vedeți, aveam cizme pentru că era un praf, era un nisip acolo. Eu m-am dus elegantă cu pantofi. În teatru de război v-ați dus, nu? În teatru de război, da. Și nu numai, am fost și în Bosnia și în mai multe locuri. Foarte frumos. Da. Doamnele, domnule, haideți să o invităm pe doamna Turcu să ne cânte. Da. O piesă foarte frumoasă. Pentru că sunt numai sărbători și au fost numai sărbători. Sfinții Constantin și Elena vin, Petru și Pavel și așa mai departe. Și pentru zilele tuturor, la mulți ani, omule bun, la mulți ani și dumneavoastră. Am venit cu plăcere, cu drag și cu dor. Cu drag, sănătate și numai bine. O invităm pe doamna Elisabeta Turcu să meargă către locul în care...